seara. Așa, sărbătoriți ziua de naștere astăzi. Da? Și uitați-vă că am venit cu un gest deosebit pentru dumneavoastră și să vă pun întrebarea. Dacă ghiciți de la cine vine surpriza? Surpriza la nepoți, mă ating sara și eu făcut-o. Eu făcut-o, eu le-am spus lor, dar ei nu m-au crezut. Las că spuneți, măi. Așa, aveți emoții, Dișa, vreți un pic să plângeți, da? Dișa... Eu am vrut cu Dișa împreună, dar e la urmă, uite ce am făcut. Corona. Așa, asta nu văd bună. Doamna Marie. Doamna Maria, uitați-vă, avem aici un coșuleț de trandafiri, avem torta pentru dumneavoastră cu inițialele Bunica, te iubim, da? Așa, vă rog frumos. Este pentru dumneavoastră sau rugăm pe cineva să ne ajute, da? Le mulțumesc! Așa, perfect! Pentru că mai avem aici trandafirașii. Așa, să fac comod. Și... Unii cuscă? Cuscă, vină cu așa. Și uitați-vă, doamna Maria, am avut rugămintea ca să dăm citire unui mesaj pentru dumneavoastră, care sună în felul următor. Dragă bunicuță! Ești cea mai tânără și energică bunică din lume, iar noi suntem norocoși și suntem nepoții tăi. Îți dorim să-ți păstrăm puterea, sănătatea și să te faci fericit la mulți ani. La rândul nostru ne angajăm să-ți facem viața mai frumoasă, bucură-te cu realizările noastre. Pentru noi ești și vei rămâne un model de femeie puternică, mamă bună și bunică iubitoare. Ne-ai crescut cu drag pe toți patru și ne-ai învățat ce este viața. Acum suntem departe și știm că ești mereu cu gândul la fiecare dintre noi și ții dor de noi, de străini nepoți. Noi nu te vom uita niciodată și chiar dacă uităm să-ți scriem sau să sunăm, ne cerem scuze și să știi că te iubim mult. Să ne fii sănătoasă, fericită, împlinită, pentru că meriți tot ce e cei mai buni în lumea asta. Te iubim enorm, la mulți ani! Cu drag nepoții Ivaniușa și Alina, Valeriu și Doina, Cristina și Tudor, Galea și Vadim, strănepoții Iulian, Matia, Tănuț, Ioana, Eric și Antonia. Aceste cuvinte vin către dumneavoastră în această zi. Așa! Bravo! Ce le spuneți dumneavoastră acolo? Eu pot și acasă, dacă vă pot. Dar ce le spuneți dumneavoastră acolo? Dar ce să spun? Sănătate și lor, să ajung ca mâca la 70 și eu mai dau încă 30. Încă 30 le dau din partea mea la Dumnezeu. Să aibă 100 rotundă, da? Să aibă 100 rotundă. Și să ajungă sănătoși, o viață fericită și fără primejdii și numai bine în gospodărie și sănătate la toți. Așa să fie. Să ajung și să ne poți lua să ajung. Mă bucuri cum am eu de la Deși. Totdeauna ei mă stimează și mă stimat și totdeauna și m-a ascultat. Bravo! Doamna Maria, venim și noi cu sincer și frumos. Și fetele m-au ascultat și mă ajută și mă ascultă și zinerile tot așa și tot. Le doresc mult sănătate, să ai bucurie și ei, să ajung ca măcar la 70 de ani și mai mult mă. Așa, aveți emoții frumoase, da? Da. Să fiți sănătoase, da? Așa că am pregătit și noi o sticlă de vin, partea din sărbători de surprize, da? Pentru dumneavoastră, da? Sărbătoriți cu cei dragi la masa de sărbătoare. Dumneavoastră mulți ani înainte și cât mai curând să vă vedeți nepoții și să nepoții acasă. La mulți ani! Toată lumea să vadă că și eu vreau. Nu vreau corona asta, să pun că fie pădure, cu dodona alături.